Alergologia a fost prima ta opțiune sau ai mai avut și alte? Da și nu. Înainte de a susține examenul de rezidențiat, am verificat listele din anii anteriori și am observat că alergologia de ceva timp în Timișoara nu mai era pe lista cu locuri sau posturi. Inițiala mea listă de dorințe nu cuprindea această specialitate, dar pe parcursul etapei în care am dat rezidențiatul a apărut și lista atunci actuală, iar printre primele, spre surprinderea mea, a apărut și alergologia și așa a devenit prima mea opțiune pe lista de dorințe și care a rămas până în ziua de astăzi.